Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Colinde de Crăciun și datin strămoșești la Onești. Se caută însoțitor de zbor. Magie și bucurie în Comănești. Trenulețul lui Moș Crăciun face un scurt popas. Primăria municipiului Onești organizează și în acest an, în zilele de 24 decembrie și 31 decembrie, datini și obiceiuri strămoșești. Este vestea transmisă chiar de către primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină. Pe 24 decembrie, de la ora 17, pe scena din piațeta Catedralei, trupele de colindători ne vor vesti nașterea lui Hristos. Este seara în care îl așteptăm pe Moș Crăciun. Avem pregătite dulciuri pentru copiii cu mint și vin fiert pentru părinții răbdători. Cetele de urători, conform tradiției, le așteptăm pe 31 decembrie de la ora 10 pe scena din fața primăriei. Rugăm colindătorii și cetele de urători interesați să participe la cele două evenimente, să completeze formularul existent la registratura primăriei până vineri 15 decembrie. Indiferent de vreme și de vremuri, datinile suntem noi, Doamne ajută, a spus primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină. Pe 24 decembrie de la ora 17, ne vedem în piață. În piațeta Catedralei, exact. La un frumos spectacol de Crăciun, dedicat nașterii Domnului. Da. Cei mici vor primi dulciuri dacă au fost ascultători. Că... cei cu minți, bineînțeles, toți, cei cu minți. Așa este. Bun, mai au timp să se cumințească între timp, care n-au fost cu minți până acum. Da, da. Și părinții răbdători vor primi vin. Dar cei cu minți cred că au primit și de Sfântul Neculae azi noaptea, seară, când și-au făcut ghetuțele. Cu siguranță. Copiii Oneștiului sunt cuminți. Copiii la Onești sunt cuminți. Da. Așa, și pe 31, 31, la ora 10, conform tradiției, în parcarea din fața primăriei, așteptăm cetele de urători. 31, seara... după ora 24. Ne dați întâlnire, ne chemați la ce oră să venim? Înainte de ora 24, puțin. Deci ora 11, 23. 23:45. 23:30, că noi suntem punctuali, venim un pic mai repede să ocupăm loc în față. Va fi un spectacol de neuitat. Așa îmi doresc. Cu siguranță și va ieși așa. Eu zic că va ieși. Că lucrurile se vor așeza conform planului. Va ieși pentru că dacă ați reușit să faci un spectacol de Crăciun cu bani, cu cheltuieli minime de la bugetul local, adică spre deloc. Da, în noaptea de Revelion facem cu cheltuieli mărișoare, dar pe măsură. Pe măsura bucuriei care o vom oferi oneștenilor. Și pe măsura catedralei, piațetei catedralei, pentru că... totuși, da. E un proiect de anvergură aici, s-au băgat o grămadă de bani ca să iasă așa, nu? Deci merită un spectacol tot la fel. Nu. Nu mă refer ca nivel. Nu neapărat. Bun. Sărbătorim asta, dar spectacolul este oferit oneștenilor. Așa este. Un mesaj, dacă e domnule primar, nu știu dacă ne mai vedem până de Crăciun sau... Da, în primul rând ne-am vedem, ne-am văzut de Sfântul Neculai, vedeți? Da. Patronul Oneștiului. Înainte de a... transmit un mesaj pentru finalul de an, vreau să transmit un mesaj celor care astăzi își sărbătoresc ziua onomastică. Toți Nicolae, Nicoleta, Nicu, toți ce poartă Nico. Numele Sfântului Patronului orașului nostru, Sfântul Nicolae, tot ce își doresc, un sfârșit de an călduros alături de familie și un an nou mai bun. Compania aeriană care operează pe aeroportul din Bacău recrutează însoțitori de zbor, piloți, comandanți și copiloți. Evenimentul de recrutare a avut loc pe 15 decembrie în Bacău. Compania 100% românească a dorit să-și mărească echipa și caută însoțitori de zbor, piloți, comandanți și copiloți pentru baza operațională din Bacău. Compania aeriană românească și-a mutat recent baza operațională pe aeroportul internațional George Enescu Bacău și face curse regulate către 8 destinații de top din Europa.
Europa. Este vorba de Londra, Bruxelles, Torino, Dublin, Roma, Barcelona, Liverpool și Catania. Compania românească a început operarea pe aeroportul internațional George Ionescu din Bacău pe data de 11 decembrie. Astfel, din 11 decembrie până pe 31 martie, compania va zbura cu următoarea frecvență către Londra în fiecare zi de luni și vineri, către Bruxelles în fiecare zi de luni și vineri, Torino în fiecare zi de marți și sâmbătă, Dublin în fiecare zi de marți și sâmbătă, Roma în fiecare miercuri și duminică, Barcelona în fiecare miercuri și duminică și Liverpool și Catania în fiecare zi de joi. Ridicarea Sfintei Cruci la Biserica tuturor Sfinților din Cimitirul Red. Ridicarea Sfintei Cruci la Biserica tuturor Sfinților din Cimitirul Red, act de har și muncă colectivă. Într-o zi cu dublă semnificație, este vorba de miercuri 13 decembrie, Biserica tuturor Sfinților din Cimitirul Red a avut parte de un eveniment deosebit, este vorba de înălțarea Sfintei Cruci pe clopotniță. Această inițiativă a fost posibilă datorită eforturilor unite ale comunității, având în frunte preotul protopop Ioan Bârgăoanu și beneficiind de sprijinul mai multor oameni devotați. Pe 13 decembrie este sărbătorit Sfântul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Mordovei, dar și alți sfinți mărturisitori. Cu această ocazie, locuitorii din Onești au avut ocazia să participe la un eveniment memorabil subliniat de înălțarea Sfintei Cruci. Primarul Laurențiu Neghină, primăria și consilierii Consiliului Local al municipiului Onești, alături de echipa protopopiatului Onești, au fost partenerii cheie în transformarea complet a feței vechi și a bisericii într-o capodoperă modernă, iar arhitectul Nikos Iliopoulos a contribuit esențial la acest proiect. Din suflet felicităm pe maestrul lemnului și tinichigeriei acoperișilor ștefaniene, este vorba de Costel Irimia, cu cei 7 bucovineni harnici și credincioși. Mulțumim domnului Marian Ghilogaș, omul priceput la utilaje, construcții civile și suflet mare, dar și membrilor firmei sale, care coordonează lucrarea cu profesionalism, îndemânare și muncă. Mulțumim domnului primar Laurențiu Neghină, primăriei și consilierilor locali ai municipiului Onești, împreună cu protopopiatul Onești, am realizat schimbarea totală în frumos sau unei fețe comunistoide veche de aproape 50 de ani cu actuala imagine a unei noi biserici ștefaniene datorată arhitectului Nikos Iliopoulos din Urbea Oneșteană. Capela va deservi toate cultele din orașul Onești, conform proiectului aprobat. Ne-au dat anul acesta muncitorii și proiectanții o lecție de arhitectură, credință, răbdare, susținere, jertfă și muncă. Mulțumim pentru rugăciune preotului Florin Urzu, care în tot acest timp a slujit cele ale cultului ortodox, aducând slava lui Dumnezeu. A transmis preotul protopop Ioan Bârgăoanu. Moș Crăciun și trenulețul său magic fac un scurt popas la Comănești, spre bucuria celor mici și a celor mari. Cu plecări regulate în zilele de marți, miercuri și joi, această călătorie specială a devenit o atracție în sine pentru locuitorii orășelului. Trenulețului Moș Crăciun își are punctul de plecare de la intersecția străzii Gârlei cu strada Pieței, oferind multiple plecări în intervalul 13-19-30. Călătorie cu îmbarcare, debarcare și ocazia de a imortaliza momentul în fotografii durează circa 25-30 de minute. O experiență completă care îmbină căldura sărbătorilor cu entuziasmul unei călătorii pe șine. Tarifele accesibile fac această experiență atrăgătoare. 15 lei pentru persoanele peste 10 ani și 10 lei pentru cei sub 10 ani și gratuit pentru cei sub 2 ani. O oportunitate minunată pentru întreaga familie de a experimenta farmecul sărbătorilor de iarnă într-un mod inedit. Comăneștiul devine astfel gaza unei întâlniri de neuitat cu Moș Crăciun, iar trenulețul său aduce un zâmbet pe fețe tuturor, transformând orașul într-un loc magic de sărbătoare. Cu toții sunt invitați să urce la bord și să se bucure de această călătorie festivă, să întâmpine spiritul Crăciunului și să trăiască momente pline de bucurie și emoție. Pentru mai multe detalii, contactați primăria orașului Stațiune Comănești. Sala de sport a școlii numărul 2 din orașul Stațiune Dărmăne, județul Bacău, a fost neîncăpătoare în fața numărului mare de participanți la Win Badminton Open, ce s-a desfășurat pe 9 și 10 decembrie. Au fost sportivi de toate vârstele, din toată țara, de la cele mai importante cluburi sportive din România. Claudia, ce câți ani ai? 7 ani. Și îți place la badminton? Da. De când faci badminton? Aproape 3 ani. Și nu e greu pentru o fată? Nu. Și care a fost cel mai mare titlu care l-ai câștigat? Atunci când am luat premiu. Când ai luat premiu? La Cupa România. Oh, și ce premiu ai luat? Premiu întâi. Și ai avut adversari greu așa de învins? Da. A fost greu, nu? Un mesaj pentru colegii, ce le-ai zice? Să facă sau nu badminton? Ce le-ai zice tu? Da. Ia zile acum. Să faceți badminton. Cum te numești? Turturica Matei Andrei. Noi am făcut și o emisiune împreună, așa-i? Da. Cum a fost?
A fost frumos. Nu, la badminton, că am înțeles că te pregăteai de un campionat mare. Da. Și ce ai reușit să faci? Am câștigat la campionat. Și ce titlu ai acum? Vicecampion național. Wow, și nu e greu? E greu, dar prin muncă reușim. Ok, un mesaj dacă e pentru cei care ne urmăresc și care... cred că poți să ajungă la performanța ta, nu? Da. Copii, face sport că e foarte sănătos. Cum te numești? Oprișan Ilinca. Și câți ani ai, Ilinca? 10. Fac 11. De cât timp faci badminton? 4-5 ani. E greu? Depinde ce adversare ai și cum joci. Care a fost cel mai greu concurs până acum pe care l-ai susținut? Dacă îți mai aduci aminte. Cam naționalele. Naționalele sunt grele? Da. Dar de ce? Pentru că trebuie să fii la un nivel maxim ca să îți plac, adică ca să-ți placă să fii în top. Am înțeles. Și o adversară care ți-a dat dureri de cap? Mazilu Isabel. De unde e? De aici, din Dărmănești. Ah, da? E partenera mea de dublu. Am înțeles. Un mesaj dacă e pentru cei de vârsta ta ca să joace badminton, ce le-ai zice? Badmintonul e foarte frumos și se poate practica oriunde, nici chiar oriunde, dar e foarte frumos. Și trebuie experimentat și înțeles cum este. Și nu e un joc foarte greu, nu? Nu. După ce înveți regulile. Da. Matei. Și câți ani ai, Matei? 8 ani. Și am înțeles că ești campion național? Da. La ce categorie? Under 9. Și când ai câștigat titlul de campion? În 2023 e anul ăsta? În 2020. Am înțeles. De la ce vârstă faci badminton? De la 5 ani. Și nu ți-a fost greu? Un pic. Dar cine te-a dus la badminton? Eu. Tu ai vrut? Da. Sigur nu te-au împins părinții? Un mesaj dacă e pentru cei care ne urmăresc, ce le-i spune? Să facă badminton sau nu? Să faceți badminton, să munciți foarte mult. De altfel, fenomenul Dărmănești și adevărata pepinieră de talente au uimit mulți instructori. O participare numeroasă aici la Dărmănești. De unde ați venit? Din Bacău, Clubul Interfaz Bacău. Într-adevăr, ce a făcut Ștefan Mafte aici e o mică minune. A reușit să strângă foarte mulți copii, părinți, antrenori, arbitri și jocurile au fost de un nivel extraordinar. Demne de finala campionatului național. Am florit de câțiva ani aici o adevărată pepinieră de talente la Dărmănești. Așa este. Deci, după cum am zis, Ștefan a făcut minuni. Avem o relație foarte strânsă cu el. Cred că ea, nu exagerez, a 10 oară când vin la Dărmănești la concurs. De fiecare dată condițiile au fost foarte bune. De circa 10 ani, centrul de badminton de la Dărmănești este recunoscut și la nivel național. Suntem la campionatul? Win Badminton Open 2023. La Dărmănești? La Dărmănești. Câți participanți? Păi avem 130 de sportivi. O participare numeroasă din toată România? Da, din toată România și de la Chișinău avem câțiva invitați. Câteva localități, câteva centre sportive? Dărmănești, Onești, Bacău, Piatra Neamț, Târgu Mureș, Botoșani, Galați, București. Vi se datorează dezvoltarea nucleului de badminton aici la Dărmănești? Facem într-adevăr 10 ani de când ne ocupăm cu badmintonul la Dărmănești și întotdeauna am avut mulți copii. De câțiva ani colaborăm cu Clubul Sportiv Școlar Onești și atunci s-au deschis porțile către sportul de performanță. Ne bucurăm că avem alături și 3 sponsori care au venit cu premii consistente. Și primăria orașului Dărmănești. Bineînțeles, primăria mereu a fost alături încă din 2013, când am început mișcarea. Care sunt cei mai tineri și care ar fi cel mai vârstnici ca și vârsta? Fiind o competiție de masă, avem de la cei mai mici însemnând 6 ani și avem și vreo 2 bunici, 55 de ani. Ah, deci o spectru larg de vârstă. Da, sigur. Un mesaj dacă e pentru cei care ne urmăresc să vină la badminton? Da, încercăm să dezvoltăm acest sport. În România, badmintonul de masă încă este deficitar și atunci o competiție regională care să se adreseze tuturor categoriilor valorice poate să conducă la a câștiga jucători în viitor și a avea cât mai mulți oameni care joacă badminton.
Inclusiv viceprimarul orașului Stațiune Dărmănești, Cosmin Paierele, se gândește să-și dea fiul la badminton și el însuși să se apuce de badminton. Badmintonul la Dărmănești, putem spune de acum că este la el acasă. Avem foarte multe echipe chiar astăzi și de la an la an creștem frumos. Am văzut competitori veniți chiar din Republica Moldova. Este o finală a campionatului de badminton care se desfășoară aici la Dărmănești, în sala de sport de la școala numărul 2. Pe viitor sperăm ca odată cu inaugurarea școlii de sport, sălii de sport de la liceu, să creștem frumos și să devină un sport emblematic pentru Dărmănești. De altfel, antrenorii veniți din toată țara, de la centre sportive mari, recunosc că ceea ce se întâmplă astăzi sau zilele acestea la Dărmănești este un adevărat fenomen sportiv. Sigur că da. Aici trebuie categoric să îl aducem în discuție pe domnul profesor, domnul Ștefan Maftei, care depune un efort foarte, foarte mare să facă tot ce avem zilele astea la Dărmănești. Și roadele se culeg. Sigur că da, avem chiar campioni naționali. Ne gândim ca pe viitor un campionat la nivel național să se desfășoare aici la Dărmănești. Și că suntem pe final de interviu, n-ați venit singur la eveniment? Nu am venit singur, am venit însoțit de fiul meu pe care doresc să-l integrez în această frumoasă familie a badmintonului. Îți place badmintonul? Da! Ai vrea să fii și tu aici să joci badminton? Da! Clar, îi place, promite! Foarte frumos, este, cum ziceam, un joc cu tradiție care trebuie promovat și de la mic până la mare, că sunt de la clasele mici până la în vârstă tineri, acest joc, seniori, pot să zic așa, atât performanță cât și un joc de plăcere. Și multă sănătate, nu de fapt, în spate. Sigur că da, în spatele fiecărui sport vine cu cele bune ale sportului, sănătate, mișcare și promovarea unui stil de viață mai sănătos. La Biblioteca orașului Stațiune Comănești a avut loc lansarea volumului de poezii Totul e bine și nimic nu m-a durut, al autorului Val Mănescu, originar din Comănești. El a mai scris, printre altele, Delic de memorie, O zi dinaintea sfârșitului, Efectul placebo, Ochiul fără ploape și Menghina cu elice. Cu o nouă apariție editorială, el revine la cadența care îi se potrivește, fiindcă scrisul nu e o chestiune de cantitate, ci de anduranță. Dragă Val, am formulat-o așa. E un fel de scrisorică. Chiar de amor, de frumos. Ajungi și la amoare, și la amor, și la... Deci atât de române. Ai puțin tigărăm, dar estimabilul. Dragă Vală, am citit poezia ta și îmi pare interesantă. Are o anumită atmosferă nostalgică și se referă la dificultatea de a găsi liniștea interioară în echilibrul emoțional. Folosirea metaforelor anatomice în relație cu dragostea și amintirile adaugă o notă originală și puternică de expresie. Deși contextul nu este clar definit, există o aluzie la Ziua Națională, cu menționarea României și a globalizării. Aceste elemente pot sugera un sentiment de captivitate și dorința de a te întoarce la rădăcinile și tradițiile proprii. Mai mult, poziționarea ta, dragă Val, ca o epavă ruginită, poate indica o anumită deziluzie și frustrare față de evoluția societății sau față de propriile experiențe. Totuși, poezia prezintă o dorință de a repara și de a-ți reînnoi emoțiile. În general, poezia ta evocă o serie de sentimente și senzații complexe între tristețe și dorința de reîmprospătare. N-am zis rehabilit. Am apreciat modul în care ai exprimat aceste gânduri și emoții folosind imagini și metafore puternice. Cred că merită unul de aplauze. Și vă spun de ce. Ceea ce ați auzit acum, nu mi-am auzit. Ceea ce ați auzit acum este ChatGPT. Pe marginea unui poem de Val Mănescu. Asta face parte tot din ceea ce nu era deloc programat. Val mi-a spus pe drum spre Comănești că a făcut azi noapte acest experiment, că a introdus pe ChatGPT un poem și a primit acest comentariu. Ceea ce v-am citit eu este un comentariu făcut de inteligență artificială. Da. Nu e un comentariu, eu n-am nici măcar naturală, dar mi-e artificială. Dar
dar pentru că, pe de o parte, mi-a plăcut acest comentariu, dar nu, dincolo de comentariul ăsta pe care îl poate face inteligența artificială, m-a pus foarte serios pe gânduri. V-am văzut că eram cam crispat la volan, nu din cauza zăpenzii, nu din cauza condițiilor meteo. E de meditat, aș spune eu, foarte, foarte serios la ceea ce se întâmplă, dacă deja computerele au această capacitate de a simți poezia. Adică e o interpretare, dacă nu v-aș fi spus lucrul ăsta, sunt absolut convins că ați fi luat-o ca atare. Glumeam cu Carmen Mihalac și am spus, putem să o publicăm ca recenzie, dă un pseudonim, nimeni nu-și va da seama că nu e scrisă de o persoană reală. Și atunci, sigur că te întrebi, încotro merge umanitatea? Și dacă mai ceri odată, dă altul. I-a dat altul, a făcut și chestia asta. A cerut de trei ori, i-a dat trei texte diferite, pertinente, la fel de impresionante. Și toate trei faci unul ca Fodoca. Exact. Și atunci mă întreb, noi oamenii, ce o să mai facem peste 10 ani, peste 20 de ani, dacă deja calculatoarele comentează poezie, scriu poezie, puteți face și experimentul ăsta. Îi dați 5 cuvinte cheie și el creează un poem. Rămâi uluit unde am ajuns. Adică ce se va întâmpla de fapt cu noi, cu specia asta, cu umanitatea, într-un orizont nu foarte îndepărtat de timp. Pentru că, uitați-vă cât de accelerat se produc lucrurile. Rememoram și astăzi pe drum și alte dăți cu val, anii 80, anii 90. Cât de repede și cât de mult s-a schimbat lumea. Și habar n-avem încotro, mergem. Și atunci, de ce am ținut să evoc fundalul ăsta? Abia în fundalul ăsta îmi dau seama cât de important este poezia, cât de important este muzica, cât de important este teatrul, cât de important este arta. Pentru că, de fapt, astea sunt cam ultimele bastioane pe care inteligența artificială încă nu le-a cucerit. Că în rest roboții fac toate minunile. Nu le-a cucerit total. Total. Așa, și nu încă. Așa. Eu mă întreb, în momentul în care tehnologia se va dezvolta într-atât de mult încât să aibă deja umor, încă n-are. Frazele sunt încă artificiale. Dacă te uiți cu atenție, vezi lipiturile, vezi... Dar sunt niște algoritmi, sunt niște... Dar în câțiva ani, cu siguranță, lucrurile astea se vor optimiza în așa fel încât nu vom mai face distinția între lumea reală și lumea virtuală. Nu vom mai ști exact dacă vorbim cu un om sau cu un robot. Pentru că ChatGPT-ul ăsta e mai politicos, e mai uman, e mai prietenos. Sigur că e un fake. Tot limba rusă. Dar nu poți să nu te întrebi, vorba lui Alexandrei, adică voi dumneavoastră vă întreb, unde mergem? Adică cine așteaptă? Mai rămâne ca roboții să simtă în locul nostru și suntem out, suntem praf, suntem terminați. Ne mai rămâne, deocamdată, nu se știe cât și cum putem apăra chestia asta. Ei, suntem ca o cetate asediată, de fapt. Nu ne dăm seama. Dar ne mai rămâne arta, ne mai rămâne poezia, ne mai rămâne sensibilitatea, ne mai rămâne emoțiile. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 16 decembrie, cerul va fi parțial noros, maxima zilei nu trece de 3 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la minus 2 grade Celsius. Duminică 17 decembrie, cerul va fi parțial noros, maxima zilei ajunge până la valori de 5 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 2 grade Celsius. Luni 18 decembrie, cerul va fi parțial noros, vom înregistra o maximă de circa 7 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 2 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.